Atmosferă de sărbătoare și voie bună în Piața Marii Adunări Naționale, acolo unde zeci de vinificatori și mii de vizitatori marchează astăzi și mâine Ziua Națională a Vinului. La ediția din acest an sunt prezenți un număr record de vinificatori. Mai exact, este vorba despre 100 de producători autohtoni care au adus cele mai deosebite colecții și au obținut medalii internaționale. Vinificatorii autohtoni spun că Ziua Națională a Vinului este pentru ei cel mai așteptat eveniment al anului. Anul acesta noi ne mândrim cu faptul că am lansat primul spumant al companiei, care până la moment nu a fost în sortiment companiei, spumant spunem. Pe seria de vinuri ne mândrim cu un vin nou, ar fi un vin varicat. Anul ăsta avem din noi, ce avem făcut din noi, avem o viorică cu indicație geografică protezată în 2023. Nu știu, un vin foarte bun, ca să spunem, un merlot din 2023, care l-am îmbuteliat anul acesta. O vinărie de familie, unde sunt implicați toți membrii familiei. Astăzi am venit cu vinuri mai multe albe, pentru că avem o plantație de struguri albi. Este un trofeu care l-am luat în un concurs din România. La acest concurs am luat 3 medalii, 2 de aur și 1 de argint. Cea mai mare sărbătoare pentru vinificator este Ziua Vinului și în această zi, de regulă, vinim cu tot ce avem mai bun în cramă. Avem vinuri roșii, avem vinuri orange, ceea ce entuziasmează și captează atenția iubitorilor de vin. Mulți dintre oamenii care și-au petrecut această zi în centrul capitalei printre standurile cu vinuri alese au spus că sunt mândri de vinificatorii moldoveni. Am degustat vin negru pentru dame. Ne bucurăm că această sărbătoare se petrece la noi de fiecare dată, în fiecare an. Vinurile noastre moldovenești scotează pe piața internațională. Aceasta ne face să fim orgolioși și mândri. Participăm anual pentru că asta e mândria noastră, da, e ceea ce creăm noi și asta e o sărbătoare a vinificatorilor. Am făcut cunoștință cu un vin de autor care mi-a plăcut foarte mult. Și vineria m-a apărut, că văd că multe vinerii care nu le cunoaștem, care nu le-am știut până acum. An de an, de Ziua Națională a Vinului, tot mai mulți turiști ne vizitează țara. Este foarte frumos, e o sărbătoare la care am așteptat cu drag să venim, suntem în România și sperăm să venim și anul viitor. Suntem foarte încântați de ce am găsit, este exact ceea ce speram. Suntem al treilea an, venind la rând, vinurile sunt foarte bune, de asta și venim, an la rând. Dar de unde sunt? Din Bacău. Sunt pentru prima dată în Republica Moldova, îmi doream de mult să ajung. Pe lângă vinuri, vizitatorii au avut posibilitatea să savureze din bucatele tradiționale. Mesele au fost doldora de bunătăți. Bucate de care doriți, începând de la sarmalele moldovnești, terminând cu plăcintele cu brânză, cu bostan, sunt foarte gustoase. Avem miel, avem legume, bostanel, șupearcă, chipieri, vânăt, fel de salaturi, roșii, tot ce de carne avem și mici, și cârnăciori de găină, frigărui din ceafă de porc. Avem în primul rând renumiții mici cârnăciori, frigărui, prepelițe, legumele coapte la grătar, murăturile umplute, renumita noastră babă neagră. Ediția din acest an se desfășoară sub sloganul Vinul nostru uimitor de bun. La eveniment au fost prezenți și oficiali care le-au mulțumit vinificatorilor pentru că duc faima țării noastre în întreaga lume. Investițiile făcute de vinificatori în tehnologii a dus la o calitate desăvârșită a vinului nostru. Și în acest moment, noi avem deja mii de medalii de aur și argint pe care agricultorii noștri, vinificatorii, viticultorii noștri l-au câștigat la diferite concursuri prestigioase internaționale. Ambasadorii noștri, vinificatorii, faceți un lucru extraordinar. Moldova a ajuns, pe bune, într-o perioadă foarte scurtă de timp, să capite un renume și un loc pe harta vinificației la nivel global. Ziua Vinului a ajuns la cea de-a 23-a ediție. Sărbătoarea este organizată de către Oficiul Național al Viei și Vinului cu sprijinul USAID Moldova și al Fondului American pentru Întreprinderi Ucraina-Moldova.